Fraților, azi vorbim cu unul dintre cei mai multilateral dezvoltați intelectuali din România ultimilor 30 de ani. E vorba de Stelian Tănase. A pornit înainte de 1989 cu ficțiunea. A scris 3 romane care nu prea au fost însă pe placul cenzurii comuniste. Așa că doar unul dintre ele i-a apărut înainte de Revoluție. După căderea regimului comunist, la care a contribuit activ ca participant, a fost unul dintre principalii membri ai societății civile. A fost membru și primul președinte al grupului pentru dialog social, apoi a fost fondator și redactor șef al revistei 22. A ajuns apoi chiar deputat pentru 4 ani ca membru al partidului Alianța Civică. A înființat chiar și o revistă de specialitate, Sfera Politicii. După 1996, a renunțat la participarea activă la viața politică și a revenit la bănoasa profesie de scriitor. De data asta, a scris nu doar încă câteva romane, ci și destul de multă non-ficțiune, mai ales istorică. Cum vremurile erau mai blânde cu oamenii care gândesc liber, a putut să devină și un om de presă activ, atât în scris, cât și la televiziune. A devenit la un moment dat chiar director general, întâi la postul privat Realitatea, apoi la Televiziunea Română Publică. Una dintre preocupările constante ale operei de non-ficțiune a lui Stelian Tănase este cea legată de subterana societății și politicii românești, mai ales din perioada interbelică, dar și din perioada comunistă. Toată activitatea asta s-a bazat pe o cercetare intensă a arhivelor disponibile. Astăzi pornim discuția de la cea mai recentă carte publicată de el, Povestea unui terorist, Haos și anarhie. E o carte scoasă la editura Omnium pe care vă recomandăm cu drag. Anarhiști sau comuniști, idealiști sau mânați de dorința de putere și câștiguri, idioți utili sau agenții Moscovei, toți aceștia sunt prezenți și prezentați în această carte, care arată primul atentat terorist din România modernă. Personajul principal, Max Goldstein, un evreu născut la Bârlad, într-o familie săracă, cu 8 copii, e un ghem de frustrări și fanatism. Iar în contextul potrivit, toate aceste porniri se transformă în crime și terorism. Pornind deci de la aceste premize, vom încerca azi să discutăm despre cât de violentă a fost politica și societatea românească în acea perioadă, dar și cum stau lucrurile acum. Deci, ne-am întâlnit azi cu domnul Stelian Tănase, nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare, scriitor. O, ba da, trebuie să spuneți că sunt mason, sunt securist. Excelent. Vândut? Cui sunteți vândut? Dom'le, îi zic să începem cu Putin, să terminăm cu Biden. Excelent. Deci cine oferă? Asta a fost o licitație sau cum? Da, așa. Au licitat, s-au dus la ONU și au licitat. Excelent. Cine vrea pe agentul 008. am înțeles. Da, și practic, modul în care faceți treaba asta e scriind cărți. Da. Asta e... În loc să spun la... Exact. E un fel de... La tovarăși... Le scriu exact. În librării. Și probabil e un cod în ele, nu? Sau da, cum? Bineînțeles, trebuie de cifrat. La o anumită pagină găsiți, e cifru. Găsiți cifrul, exact. Autor foarte prolific atât de ficțiune, că multă lume nu știe partea asta. Că de... nu sunt atât de prolific cum pare. Au fost ani de zile când n-am publicat nimic, deși am continuat să scriu. Asta e o boală. Deci nu, când te scoli dimineața, te duci direct la mașina de scris sau la computer. Deci zilnic scrieți? Absolut. De la 4 la 11. Și nu publicați din cauza perfecționismului sau? Și din perfecționism, dar și din faptul că lucrul cu editurile este foarte dificil și mă angoasează destul ca să ocolesc partea asta. Care e partea dificilă? Toate. De la cel până la sfârșit. Până iese cartea și după aia. Pe de altă parte, nu sunt dornic așa, adică nu sunt genul de scriitor care termină o carte și mă duc la editură. Foarte rar am făcut asta. Nu rar, foarte rar. Am scos o carte de pildă după 16 ani de la ce am scris-o. Sigur că a intervenit securitatea, n-a putut să apară, a trebuit să vină revoluția. Au fost două, să spunem, care au fost blocate. Nu, dar vreau să vă spun că am această răbdare să aștept până îmi vine cheful. Și pot de pildă să-i dau unui editor o carte pe care am scris-o acum 5 ani și nu pe aia care am scris-o acum. Și aș fi curios să văd ce zice publicul. Nu mă interesează ce zice publicul. Adică dacă știi că ți-ai făcut treaba bine și că acolo e ceva... Deci nu mai e dorința asta de validare din partea publicului. Nu scriu nici pentru bani, nu spun că am din ce să trăiesc, ca toți scriitorii o duc greu, dar nici nu sunt dispus să fac compromisuri, concesii sau să scriu cărți pentru public. Da, dacă nu plătește Biden, nici nu mai e nevoie. Păi v-ați dat seama da, că adică, bărneam că deduceți... Da, adică nu e greu de dedus totuși.
Eu sunt plătit de rezervele federale. Poate tot vine din tezauri. Vine direct în lingouri. Am înțeles. Poate tot din tezauri, dacă nu s-a terminat. S-a terminat. Nu mai este. Noi ne luptăm degeaba, e o chestie simbolică cu tezaurul. S-ar trebui să mai fie niște piese de muzeu pe care nu le-au dat și nici n-aveau interes. Nu contau. Dar nu mai. Tezaurul de mult s-a terminat. S-a terminat chiar din anii 20, de la începutul 20. S-a cheltuit cel puțin masa monetară, valorile care erau circulabile. Există o carte, poate stăjerel Olaru să o aibă, eu o am, pot să o pun la dispoziție, scrisă de o secretară, ministrul de externe al Ucrainei, ministrul de externe al lui Rakovski, cum ar veni, să-mi aduc aminte numele ei, am îmbătrânit, știți? Dar e cartea ei de amintiri, ea a fost bolșevică, a fost și amanta lui Mussolini în Elveția. Excelent. S-a cunoscut cu toată garda bolșevică, de-aia a plecat în Rusia și a fost bolșevică. A fost ministrul de externe al Ucrainei în timpul. În perioada când era Rakovski, care e șelul personajului. La Princeton, în Statele Unite, și a scris o carte de memorie. În această carte de memorie, o să-mi aduc aminte de numele ei, că nu se poate, e un nume prea cunoscut. Da. A scris amintiri și a povestit, de pildă, dau un exemplu, și a reprodus o scrisoare a lui Lenin către ea, care se afla la Congresul Internațional Socialiste de la Stockholm, unde a fost și Rakovski, au fost și comuniști români, și în care îi povestea că i-a trimis bani așa și așa și așa și să-i cheltuie, că sunt bani destui, să-i cheltuie cât mai mulți. Pentru ce? Pe presă, pe celelalte partide, pe sprijinirea partidelor comuniste, da. Teroriști. Și asta era o scrisoare care venea chiar de la Lenin, că el semna pentru banii ăștia, nu? Dar el era singurul în măsură să spună luați bani în tezaurul României, știți? Deci avem o dovadă, să zic așa, directă despre această poveste. Și ne-am adunat ca să vorbim despre una dintre cărți, să pornim de la ea. Care are, deci, o vechime de vreo 15 ani. Da. Pentru că am descoperit din nou în computer, pierdut, practic. Exact, se putea numi și așa, uite, nu mi-a trecut în cap. A stat în computer 10 ani. Da. L-a murat, știți, murăturile astea de 10 ani. Și ați rescris mult la ea după 10 nu, ani? Nu, era bine făcut, am fost mulțumit, pentru că puteam să fiu nemulțumit, ce tâmpit eram acum 10 ani. Și de obicei scritorii cam așa fac. Da. Ce scriu înainte, ca și pictorii. Da. Mai pui un strat peste. Le refuză, nu, dar le refuză. Dar am fost mulțumit de materie și mai aveam de lucru, adică am continuat cartea, am terminat-o, că n-avea finalul, n-avea de la Doftana încolo, n-avea nimic. Dar ce ați făcut cu toată documentarea, o mai țineați minte după atâția ani? Da, știam foarte bine recitit povestea, dar am recitit tot. Încă o dată, cele 50.000 de pagini. Cu creionul în mână. Excelent. Și m-am dus și la BCU, pentru ziare. Că n-am putut să intru la Academie, nici la Biblioteca Națională, unde colegul nostru Adrian Cioreanu n-a reușit să-mi dea ziarele, dar le-am găsit la BCU. Și am citit la BCU, unde m-am ales și cu un COVID, ca să știți. Excelent. Deci munca de documentare e periculoasă. E dură, da, e periculoasă. E periculoasă, da, nu știi. Și am citit și Presa Timpului, încă o dată, pentru că una nu le citisem. Și încet, încet am reintrat în atmosferă, în problematică. Sigur că o bună parte, mai ales detaliile, sinapsele, le uitasem, nu mai știam cine era ăla, cine Milu Glotar, de pildă, știți? Nu mai țin. Este un prieten, mi se pare că și rudă cu Belu Zilber, care a eșuat rapid în Statele Unite, care a fost, și care apare în scrierile lui Belu Zilber de mai multe ori. Personaj foarte interesant și care a fost parte în, a fost în banda teroristă, Milu Glotar. Da, asta mi se pare oricum, au fost practic la proces, deci ca să înțeleagă oamenii contextul, e vorba de un atentat terorist făcut de un tip pe care îl cheamă Max Goldstein. De o troică. O troică, ăștia trei oameni, erau organizați în troici, organizate la Odessa, de Zacordot, care era o organizație care ținea de Kremlin și se ocupa cu terorism, propaganda și tentativa de a veni la putere în diverse țări pe o anumită zonă. El depindea, era pendinte, cum se spune mai corect, de Zacordotul din Odessa, care era dependent de Harkov, unde era capitala atunci. Era Ucraina bolșevică și de Moscova. Acesta se ocupa de Galiția, Balcani, România și estul sau vestul Rusiei, adică partea asta, Basarabia, care era o zonă foarte flu.
Da, da. Și aveau de toate acolo, teroriști, curieri care aduceau la București, de pildă, bani, echipamente, acte false, că aveau nevoie și legitimații de tot felul, așa. Și trimiteau de la Moscova, de pildă, părți din tezaur, de pildă au trimis cole ale Băncii Naționale la Partidul Socialist. Și pentru Partidul Socialist, acești bani care veneau în funcție de pozițiile respectivilor fruntași socialiști. Pentru ei mai social-democrați nu trimiteau, dar pentru ăștia radicali, Alecu Constantinescu, Gerber Moscovici, etc., trimiteau. Asta mi se pare pentru că ăștia urmau să se transforme în Partid Comunist din cauza aia, da. Asta mi se pare foarte tare, că evident că și ăștia furau din banii respectivi și se certau pe bani în anumite... Păi trebuie să vă spun, odată a venit la mine fata unui mare comunist care trăiește în America, că ei s-au plictisit de comunist și după ce tații lor ne-au nenorocit, ele au plecat să trăiască în libertate. Aia pe care o contestau în Occidentul putrefact. Și această duduie, o știu încă din facultate, era mare șefă cu propaganda la Universitatea București, ca studentă, își căuta actele tatălui ei, ce e în arhive despre tatăl ei, în presă, mă rog. Cineva a trimis-o la mine, marele sociolog, sovietolog, olog, Teismăneanu. A trimis-o la mine. Nu eram certați pe vremea aia, acum e nomina odiosa și eu pentru el și el pentru mine. Și m-a întrebat ce se găsește în arhive. Și am spus, dragă, 80-85% din arhive sunt cereri de bani, reclamații pentru furtul banilor, scandaluri pentru bani. Și n-a mai venit la mine de atunci. Ea vrea să afle partea eroică, romantică. Avea senzația că e un... Da. Nu, și ăștia erau niște bandiți, erau niște oameni stipendiați din afară, erau niște trădători de țară după toate legile din lume, plătiți de organizație internațională pentru... cu un scop foarte precis, răsturnarea regimului din România. Nu era niciun ascunziș, nici nu vreau să spioneze vreun pod sau ceva, nu. Ăsta era scopul organizației Comintern. Și n-a mai venit. Am înțeles, da. A fost poate un pic cam dur adevărul respectiv. Nu s-a aștepta. Și s-a lipsit. Ea vrea eventual să facă o carte despre eroismul lui taicăsul și cum s-a luptat el în legalitate și putea. Mai ales că a ajuns ministru după aia și, mă rog, a sfârșit tragic. Dar au niște iluzii. Am cunoscut, bineînțeles că am scris o carte, nu știu dacă ați văzut vreodată, clienții lui Tanti Varvara, despre comunismul interbelic subteran, cum funcționa subteran. Tanti Varvara, să spunem, era siguranța din acel... Da, era Tanti numele era siguranță. Da. Și citind acele arhive, mi-am dat seama, fără niciun fel de clișee ideologice sau de alt tip, cine erau ăștia și ce făceau ei. Erau niște nenorociți, nu vreau să folosesc cuvântul ăsta, dar erau niște oameni fără profesie în general, fără familie, fără ocupație, fără, care nu-și găseau angajament mai pe nicăieri și trebuiau să-și găsească o sursă de existență. Să vă povestesc cum a ajuns Gheorghiu Dej, membru al partidului. În 1932 a rămas șomer la Dej, unde lucra, da, îi spunea Gheorghiu Dej, venind de la Galați, de la atelierele CFR Galați, și atelierele s-au desfințat și a rămas șomer. În momentul ăsta apare un personaj care s-a numit după război Gheorghe Stoica, Moscu Con îl chema de fapt, și care era băiatul ăla cu geanta și cu banii de la Partidul Comunist. Uh-huh. Oficial, el era delegatul sindicatelor galbene, sindicatelor, nu galbene, roșii. Da. Galbene erau cele social-democrate. Cele de la Bruxelles, da. Și i-a oferit un salariu, 7.000 sau 8.000 de lei, trebuie să mă uit că am documentul. Și ce să facă? Bineînțeles, militantism comunist, sindical, de fapt, zicea el, că Gheorghiu Dej era foarte târșelos și foarte prudent. Asta l-a și adus la vârful partidului, pentru că era extrem de circumspect, nu și fricos. Și psihopat, adică... Multe putem să spunem, dar vreau să zic prudent, deci nu se băga așa, nu lua riscuri. Da. Și i-a dat o căruță de bani, l-a angajat și a făcut muncă sindicală. Așa s-a trezit el la CFR, în Comitetul Național de Grevă. Un amănunt, deși istoria oficială ne spune cu totul altfel, n-a intrat niciodată în atelierele Grivița București.
N-a de trecut ce? Gardul niciodată, n-a lucrat niciodată acolo. N-a lucrat nicăieri din 32. Un fake news. Nu știu, dar el trebuia să fie ceferiști și momentul Grivița era fundamentul partidului, cu legitimitatea lui. Și de acolo venea tot mitul. Că în fruntea acestei mișcări era șeful partidului. Exact. Și el n-a fost acolo. Fusese Doncea, el n-a fost acolo niciodată. Niciodată, repet, până după război, n-a fost niciodată la Grivița. Dar cu o săptămână înainte, i-a arestat siguranța într-o locuință pe strada 10 Mai din Crângaș. Culmea, camera pe care o închiriase Gheorghiu Dejo împărțea cu unul Tudor. Tudor a fost cel mai sinistru informator al siguranței, care a turnat, a ajuns și membru al secretariatului, a turnat tot ce se putea turna. Deci i-a vândut pe toți. Eu nu știu dacă în 33, când l-au arestat, era deja omul siguranței, poate că în timpul anchetei de la Grivița a devenit, nu știu. Dar el, Nicu Tudor, a fost, considerat de partid, cel mai odios. Personaj dintre turnări. Au avut mulți. Era da, trebuie spus că era unul Pârgaru, de pildă, care a turnat grupul biroului politic, arestat odată cu Ana Paucăr, Ganev, în 35, pe strada Țăranilor, acum de e cu Casa Poporului. Pârgaru o chema. Ăsta a fost ucis în același loc cu Foriș, cu Granga în cap și l-au îngropat. Hai să vorbim despre carte, uite, de STG-ul ne privește cu îngrijorare că mâncăm timpul. Hai! Pornim de la carte. Da, asta e una dintre concluziile cărții. Nu o să intrăm prea mult în ea, că lumea trebuie să o și citească. Ei erau niște bandiți. Erau niște bandiți în sensul clasic. Da. Deci aveau ocupații. Vă dau un exemplu. Veneau cu bani mulți de la Odessa sau cu tone de manifeste, că erau tipărite acolo. Așa, sau cu tipografii și traversau toată zona asta sudul Rusiei, Basarabia și intrau în România, era până la Nistru, dar și veneau la Iași spre București cu toate aceste echipamente sau în Ardeal. Dar în Ardeal mai aduceau și din Cehoslovacia, că era graniță liberă. În partidul în Cehoslovacia, pe comunist era legal. Legal, da. Și aveam graniță cu ei. Deci ei erau niște bandiți, niște cărăuși, niște curieri care puteau fi arestați oricând. Și erau. Pick-up siguranța fără probleme. Asta e una totuși dintre chestii. Vă mai spun ceva interesant. Toți vorbeau la siguranță. Toți își turnau colegi. Între ei. Dădeau repere, nume, case conspirative. Am găsit în dosarul și chiar în dosarul cu Marz Goiștan scheme. Cine era ăla? Care era schema organizației. Dar nici siguranța totuși nu părea atât de inteligentă. Vă spun asta de ce. Era foarte inteligent. Da? Dar de ce l-au lăsat să evadeze de 20 de ori mai puțin oameni decât securitatea, făcea de 20 de ori mai multă treabă. Da? Dar vreau să vă spun, toate aceste situații erau cunoscute de siguranță în detaliu. De pildă, el trebuia să treacă Nistru pe la Tighina și l-așteptau doi oameni în prima acolo, gară, și la banc. Și vorbeau. Să știți că vorbeau toți și deveneau informatori, nu obligatoriu. Adică recunoștea ce recunoștea, îi băga la doftană sau nu îi băga. Și atât. Unii deveneau informatori. Adică îi dădea drumul cu condiția să... Dar numai când erau interesanți pentru siguranță. Da. Marz Goldstein, pe beca asta aveți să mă întrebați, n-a dat. Niciodată informații. Deși să știți că a fost vorbăresc la interogatoriu. Am procesul verbal, dar am spus și în carte că s-a purtat relaxat. Pentru că el era foarte apucat așa, foarte temperamental. Deci el chiar era fanatic? Da, absolut. Absolut. Dar vreau să zic, puteai să te la el la orice fel de atitudine, cât de agresivă, să sară la bătaie, să sară pe geam, făcea de-astea, era foarte temperamental. Sau să tacă, dar să tacă agresiv. Nu, a vorbit, la tot ce a fost întrebat a spus. Eu cred că era și instructajul făcut de la Odessa. Fiți normali, povestiți, nicio problemă, noi ne luăm măsuri ca să ștergem urmele sau ceva așa, pentru ca să nu-și antagonizeze și să n-aibă pierderi de personal, că era o foarte... Nu găseai, dacă îți cădea o grupă din asta de 5 oameni, nu puteai să-l înlocuiești a doua zi. Atât de ușor. Nu puteai să dai la ziar anunț că angajăm terorist. 300 oarde. Da. Angajăm terorist, rog seriozitate. Da, categoria a doua. Categoria a doua, da. Să știe să folosească... Are și asigurare de viață. Da. Să știe să folosească explozibil sau exact. Să tragă cu armă. Sau să bată la mașină sau să știe... Deci nu puteai să faci asta. CPA era o muncă de recrutare, era dificilă, lungă și nu știai de unde la ce ajungi.
Ce om, de pildă, vă dau un exemplu. Dacă venea cineva la tine și spunea să faci munca asta de bandit, făcea. Avea nevastă, familie, copii, era un om cu frică al Dumnezeu, iubea pe rege, cam asta era atitudinea generală a populației, erau iubiți regii, regele și regina, și ăsta să zică, păi mă, tu să lucrezi pentru ruși și clandestini. Cine accepta să ducă o viață clandestină? Da, era clar că trebuia să fie un ratat în cadrul societății respective. Trebuia să fie dus cu sorcova, să fie țignit definitiv. Sau, asta, că asta vorbeam, are totuși o latură tragică personajul ăsta. E născut într-o familie, o copil săracă. Max Wallstein este un destin tipic de terorist. Dacă ne uităm și astăzi la biografiile teroriștilor, sunt identici. Ei n-au patrie și n-au familie. Sau mai bine zis, toată lumea e patria lor, toate familiile sunt familia lor. Nu au o notă de care să le personalizeze existența. Tocmai această lipsă de identitate îi duce în extremă și face teroriști, da, fanatici. Practic n-au nimic de care să se atașeze ca exact, să-i mai... Exact, exact. Pentru că ai amintirea familiei, a părinților, frați, o fată pe care iubești mahalaua ta, nu te bagi în lucruri de astea. El avea totuși în carte, apare o doamnă cu care a fost. Și profilul teroristului este același. Da. Avem o excepție de la asta, pentru că unii teroriști, astăzi, sunt și doctori la Oxford. Ăia cu 11 septembrie. Da, super școliți, vin din familii bogate. Saudiți. S-a mai schimbat profilul, dar acum sunt mai mult ideologici, deci cum au o ură pentru capitalism, pentru lumea liberală mortală, adică părerea lor este că asta va distruge lumea arabă, ceea ce pe părerea mea este o mare prostie, dar mă rog, asta cred ei. Da, bine, aici cred că e un citat din Kropotkin în carte, foarte bun, care zice că un edificiu social care e fondat să dureze secole, nu poți să-l distrugi cu o bombă. Cu o bombă. Și cam asta e adevărul. Acum să vă spun care era scenariul terorist. Am fost acum la Bologna și m-am dus special în gară, unde în 1980 a fost un uriaș atentat, pe modelul Max Goldstein, tipic, același, au fost 80 de morți. Cel mai mare atentat din istoria Italiei. El a fost făcut de extrema dreaptă, dar colorat în așa fel încât se pare că au fost făcut de Brigade Rose. E bine, ei credeau că dacă pun o bombă și omoară atâta lume și provoacă haos și panică, guvernul va lua măsuri de forță, va declara, ori își dă demisia, ori declară stare de urgență. Anulează libertățile civile, atunci populația se revoltă și începe revoluția. Așa a gândit și Max Goldstein, sau cei care îl manipulau pe el de la Odessa și Viena, la Odessa, punctul central. Numai că, așa cum am spus în carte, guvernul și parlamentul au tratat explozia ca un fapt divers. Și opinia publică. Deci incidentul s-a produs, presa a scris abundent, am niște numere de ziare din epoca aia. Le-am Sunt cumpărat. Și în carte niște extrase din presa. Le-am cumpărat. Trebuia să-i spuneți, domnul Serioi Laru, să fi publicat mai multe documente, că am sute. Păi imagini, poate poze, ziare. Nu, dar vreau să vă spun. A trecut, după două zile nu mai vorbea nimeni, o reacție foarte sănătoasă a corpului politic, dar și al societății. Guvernul Averescu, care era prim-ministru general, deci ziceai că scoate armata pe străzi, exact. Face ordine. Nu. A ieșit și a dat declarație imediat că guvernul nu are de gând să ia măsuri excepționale. După părerea mea, este un act politic de maximă luciditate. Deci au făcut exact ce trebuia să nu dea de bucluc și mai mare. Da. Deci a făcut exact ce trebuie. Nu s-au lăsat prinși în această ambuscadă, în această escaladare a violenței, a terorismului, a ripostelor, înțelegeți? Nu a dat șansă acestor rețele de teroriști să extindă, să aibă motive, pentru că ei fac terorism, dar ei trebuie să simtă și un sprijin al populației. Ce a se constatat Max Goldstein după acest atentat? Că nu a sprijinit nimeni. A fost o tăcere. A devenit și mai frustrat, de fapt. Nu, dar nici măcar ăia din jurul lui, stânga, socialiștii. S-au dezis chiar și socialiștii. Exact, exact. Ori
asta a izolat acest tip de acte, nici nu s-a mai întâmplat în istoria României, și eu am vrut să subliniez, eu am făcut o analiză la un moment dat în care am explicat acest mecanism, de ce a ieșuat Max Goldstein și terorismul. Din cauza asta, pentru că l-au tratat lumea românească ca pe un fapt divers. Exact. Nu mai mult de atât. Nu s-a îmbalat și... nimeni, nu s-a isterizat nimeni, n-a zis patria în primejdie. Exact. Știți? Și... păi asta ar fi fost fatal. Fatal, da. Într-o țară foarte labilă, România mare exista... Da, și avea problemele ei. Foarte mari foarte probleme. Mari. Dar asta cred că, da, într-adevăr, e una dintre concluzii. Cu toate problemele astea ale democrației de atunci... Clasa politică românească era... s-a purtat excepțional. Și cred cu luciditate, cu realism, și a făcut, vă repet, Averescu a ieșit în aceea zi la tribuna Parlamentului și a spus că nu luăm nicio măsură examen. Viața merge înainte. Exact. Legiferați, faceți acte, guvern, faceți-vă treaba. Excepțională atitudine. Da, 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 și, i-a dezarmat complet. Exact. Dar ei ce vreau de fapt? Să vadă că scot ăștia armata pe străzi, că declară stare de urgență, bla, bla, bla. Asta vreau să vadă. Ca exact. Să provoace... Ca să creeze revolte. Asta a fost și la Bolonia, că de aici am început. Mm-hmm. Aceeași intenție a fost să provoace o revoltă printr-o escaladare a ripostelor. Nu. Nici acolo nu s-a întâmplat. Deși Italia era, să zic, culmea cu o experiență democratică mult mai lungă, trebuia să reacționeze și mai bine decât guvernul de la București. Nu, au reacționat destul de stângaci, dar până la urmă etufat ideea asta de escaladare a haosului, a violențelor, a bombelor de colo, de colo, adică stânga cu dreapta, acolo era o competiție între stânga și dreapta. Da, da, nu, cred că asta e una dintre concluzii, că și extrema stângă... Da. A murit chiar atunci. Dar chiar și... Deși a fost un succes tehnic, a omorât trei oameni. A reușit să... Nu i-a prins nimeni înainte, n-a demontat complotul înainte, s-au dus, au pus bomba a explodat, au fost trei morți, dar, să zicem, ghilimele, succesul lor s-a terminat aici. Da, n-a avut ecoul pe care îl doreau. Da. Lumea întâi s-a panicat. Trebuie să vă spun că în ziua aia Bucureștiul era pulverizat. Nu... Trebuie spus iar că Senatul era la universitate atunci. Da, era în clădirea universității de acum. Unde azi am fi teatrul de la litere. Vreau să spun că la această stare de haos pe care au reușit să o provoace, răspunsul guvernului și al lui Averescu în principal a fost excepțional. A calmat imediat toate spiritele. El de fapt ce răspuns, nu s-a întâmplat nimic, vedeți-vă de treabă, totul merge ca înainte. Iar noi îl prindem pe fătaș. Asta a fost, înțelegeți? Da. L-au prins greu, să știți. Argetoianul, memoriile lui, povestește că, de fapt, primul atentat s-a pus pe linia Chitila, unde el era în vagonul respectiv unde au pus bomba. El a zis că îl țintea pe el. Nu e adevărat. A fost o pură întâmplare. Dar ce întâmplare? Era trenul Simplon, se chema. Da, da, exact. Tren de lux, să zicem, pentru epoca aia, înainte de Orient Express. E bine, ei trebuiau, din momentul ăsta, să fie, vorbesc de siguranță, să fie în alertă, că există un grup capabil să pună bombe pe căile ferate românești. Nu prea s-au simțit. Au zis că a fost una o chestie izolată, am zis că bomba n-a reușit, era o bombă... Dar au fost parcă două bombe, dacă nu mă știu. Da, două, nu, dar da. Oricum... N-a explodat. Slabă. Da, slabă. Nu, da, nu punea destul focos, nu mă pricep, că nu... Deci să fii chimist, să-ți dai seama de ce bombele... Bine, trebuie spus că avea și un braț, apropo de... Rămăsese doar cu un braț. Da, povestea asta cu brațul spune foarte multe despre personaj. Una, că să spunem cum s-a întâmplat. Era la Moscova, într-o școală de terorism, unde el ținea niște lecții despre cum să pui bombe. El se pretindea și inventator, inovator. Bomba asta pe care el a pus-o și la Senat era invenția lui și se făcea ușor. De ce? Că duceai pe câmp, cum s-a întâmplat și în carte, duceau pe câmp la Jilava, la Chitila, la Cățelu și luau, că războiul abia fusese, de pe câmp luau buze. Rămase de la neexplodate. Și erau nenumărate. Da. Și astea două le uneau cu un ceas, făceau legătura, puneau ceasul să sună la anumită oră și detonau la ora hotărâtă. Deci foarte ușor de făcut de către oricine. Când experimenta asta și preda unor învățăcei de până în alte țări cum funcționează jucăria, asta i-a explodat în mână. A rămas ciung, deci de aici, de la cot, a rămas fără mână, așa i s-a spus tot timpul ciungul. Momentul ăsta a fost pentru el esențial. Două momente cred eu că au fost esențiale în formarea lui. El a venit la 11 ani la București,
la liceul comercial care dispune Crețulescu. Pe la Hristo Botev, pe acolo, acolo da. Pe la, Domniței, îi spune da, atunci. De la, acum am înțeles, Piața Rosetti... am înțeles că se revină la numele de Domniței, ceea ce mi se pare corect. Ce treabă avem noi cu Hristo Botev? L-am adăpostit da. Aici da, să-și facă activitățile lui, așa zis, revoluționare, dar să rămânem cu străzile noastre, nu? Nu da, îl da, iubim da. În continuare, a fost eroic. Pentru Bulgaria a fost foarte bun. Și însuși, a venit la liceul Crețulescu, care există și astăzi, tot ca liceu comercial, a făcut 2 ani și a plecat acasă pentru că nu părinții lui, care erau copii, erau și tasul nu avea nicio meserie, de fapt. Făcea pe negustorul de cereale, nu era nimic, de mama lui. Și maică s-a descurcat și ea cum putea munca cu ziua. Asta a fost primul lui eșec, că s-a întors acasă. Îi plăcea la școală. Îi plăcea să fie negustor, să învețe, să... avea boss asta, să fie cineva. Mm. Și vrea să fie negustor, să facă bani. Iar ăsta a fost un moment care l-a marcat și i-a schimbat destinul. Al doilea moment a fost ăsta când a explodat bomba în mână și l-a lăsat ciung. Deci, slujind cauza noastră, ghilimele, el s-a sacrificat, pentru că el nu povestea cum și-a pierdut mâna dintr-un accident din cauza lui, ca prostul. Da, da, da. Avea și o doză de mitomanie, cumva. Foarte mare. Și ci că a pierdut-o pe front. Și povestea diverse episoade, că a apărat un pod la Odessa. Da, a distrus un pod. Că în retragere, nemții, când veneau da. Nemții, au dat ăia niște obuze și... povești, că nu putea povești, să spună da, că mi-am pierdut mâna ca un prost. Da, că a fost un accident. Nu putea să spună asta. Ăsta e al doilea moment. Trebuie să spun că, de fapt, momentul în care el devine ce a devenit, când a plecat de la Belgrad, de la Bârlad în 1917, în septembrie, spre Odessa, să amintim că acolo era Triunghiul Morții, unde se retrăsese familia regală la Iași, când ajunge la Odessa, el devine ce a devenit. În primul rând că se atașează în prima zi grupurilor anarhiste. Nu se duce spre bolșevici. Interesant. Și se declară anarhist. El avea ideea asta singur, să facă singur. Nu vrea cu grupuri, cu comitete, cu ședințe, cu alegeri, cu funcții, ca în armată, cu grade. Nu-i plăcea asta. El, cu mâna pe pistol, cu bomba, să facă treaba și să ia și imaginea. Da. Cu posturi eroice. Totuși, să înscrie în Batalionul Revoluționar Român o șleactă de dezertori români care erau pe la Odessa, care mai mult se țineau de furtișaguri, de cerșeau, vai de mama lor. Dar și aici un episod și care interesant cu flota. Li se dă, îl povestesc, da. Li se dă un salariu, li se dă uniformă, li se asigură masa la cantină, și un să pună capul, să doarmă seara. Că ei erau, vedem, mama lor, ei dormeau pe drumuri, până șanțe. Și, practic, făceau furturi, jafuri. Da, exact. Arestări. Această șleachtă de dezertori și de cerșetori și de bandiți este disciplinată, să spunem așa, de Rakovski și de Mihai Gheorghiu Bujor, care fusese adjunct la România Muncitoare. Rakovski era un om foarte bogat și finanța și ziarul și partidul. Avea moșie mare la Mangalia, unde l-a vizitat și Trotski în 1913. I-a disciplinat, i-a îmbrăcat și le-a dat un scop. Au zis că noi facem revoluția, adică nu mai facem jafuri și tâlhării. Îi dăm facem tot aia, dar în numele revoluției. Ideologică. Exact. Erau vreo 400 de români, că lumea întreba ce-i cu ăsta. Vă spun eu, cam 400 s-au înscris, poate și mai puțin, dar 400 au raportat ei. S-au retras pentru că au venit nemții peste ei, care era un avans, ne gândim, suntem în 1917 și fusese ce fusese în Rusia și rușii, armatele rușii, se retrăgeau în... Da, nemții avansau înspre est. Da, și nu, dar nu mai luptau, plecau, nu mai furau câte ceva, două vaci și fugeau înapoi. Și când s-au retras batalionul, deci după câteva luni, asta era în februarie, până aprilie nici nu mai exista batalionul, ca să înțelegeți, pentru că el ocupă foarte mult loc în istoria sa, pe vremuri, în istoria românească și, de fapt, a fost foarte efemer și nu au făcut altceva decât niște jafuri, niște tâlhării. Jefuiau populația românească din Odessa sau instituțiile din Odessa, în sensul seifurile. Sau pe amărâții aia de pensionari care erau pe acolo fugiți, unii bogați, erau boieri români care aveau bani și să stea acolo decât să vină în țară. Le luau portofel, le jefuia, ce putea de lucruri, de preț, adică... jalnic, ceva, și că făceau revoluția bolșevică.
S-au retras, s-au risipit, așa a ajuns Mazgul ăștia la Moscova când și-a pierdut brațul, dar s-a înscris la organizații bolșevice fără că el să fie bolșevic. El preda la o școală bolșevică de terorist, dar nu, el nu era bolșevic. A fost recrutat de Abraham Greenstein, care era șeful Zacordotului din Odessa, care forma troici, așa s-a format și troica cu Leon Lichblau și Saul Ozias, cei doi complici în această acțiune. Și a format troici pentru Iași, pentru București, pentru Ploiești, Constanța, astea erau centrele, ghilimele, revoluționare mai puternice. A venit în țară în speranța să facă revoluție. Era și aureolat de participarea la ce se întâmpla în Rusia, la evenimente. Nu suntem încă la revoluție, pentru că revoluția este în ghilimele. N-a fost revoluție, a fost un puci. Dar eu, ca să simplific, lumea înțelege special. Da, da. N-a fost nicio revoluție în Rusia, să știți. Multă lume, am auzit un tânăr distins istoric, spunând că a fost revoluție pentru că au schimbat forma de guvernare. Forma de guvernământ din comunism, din monarhie, în Republica Sovietică. În Republica Sovietică. Și eu i-am atras atenția că e fals. Comunismul nu este o rânduire socială. Da. Deci nu, nu s-a bazat pe noi relații de producție. A fost o tentativă de a reconstrui societatea, dar care a ieșit lamentabil încă de atunci. Nu vorbesc de 81-91, când URSS-ul dispare. Încă de atunci a fost un eșec. Iar Stalin, în fața acestui eșec, a trebuit ca să... Da, au rămas numai cu rațiunea puterii pentru el și gașca lui. Să introducă teroarea. Dar n-a fost o rânduire care să reste. Exemplu, cu această teroare a dat pe nemții înapoi. Dar noi uităm ceva. I-a dat cu echipamente americane. Tancurile, tunurile, camioanele, deci tot materialul rulant, aviația, nu erau rusești. Deci cu acest ajutor, nu consistent, foarte consistent, îmi povestea cineva care a văzut intrarea Armatei Roșii în București, care îmi povestea, care o desculță aia care era urmați de tancuri americane. Am văzut numai Sherman, zice. Da. A murit săracul, că era foarte amuzant, așa, ca personaj, și povestea, că mulți nu povestesc. Sau n-au memorie, pur și simplu. N-au învățat nimic. Dar ăsta avea și murea de râs. Care armata rusă? Erau desculți, așa povestea. Și au venit cu niște tancuri foarte murdare, pentru că veneau de pe front după asta, nu le mai spălau rușii, nu le întrețineau, dacă erau Sherman. Nu era de ultima generație. Cam așa au câștigat războiul. Asta nu înseamnă că trebuie să le diminuăm merite. Totuși au dat milioane de morți și s-au bătut cu amnegație. Le-a pus comisarul politic în spate cu pistolul și băieții au mers înainte, că în spate n-aveai de cum să întorci. Da, mureai dacă te întorci. Înțelegeți? Asta, da. Da. Bun. Să mă întorc la Mazgul ăsta. El a venit în țară, că aici rămăsesem, și cu gândul că au reluat de bravurile lui din Rusia, de faptul că fusese acolo. Da, și văzuse... În istoria reală. Da. Așa, și a venit aici cu gândul să facă o revoluție și la București. Asta erau și însărcinarele pe care le primeau. Să vină la București să schimbe regiunea. Au încercat de 1 mai 1917 la Iași și n-a mers, pentru că și corpul expedițional francez, dar și regimentele românești i-au blocat, i-au omorât, i-au asasinat, i-au arestat, i-au vai de mama lor și au fugit spre Rusia. Numai că el aici a încercat inclusiv o asasinare a regelui. A familiei regale, bineînțeles, și a guvernului. Să-i aresteze, să-i omoare. Așa avea ordine, să fim înțeleși. Armatele prietene, între ghilimele. Da. La București, Mazgul ăsta, și nu numai el, întreagă șleachtă de personaje care fuseseră la Odessa și în Rusia, în diverse activități, au crezut că pot să monteze la București o lovitură. Numai că la București au găsit o atmosferă occidentalizată. Chiar socialiștii români vreau să facă social-democrație. Da. Erau mai degrabă tip caviar decât tip Kalashnikov. Nu, erau socialiști, în sensul că Parlamentul rămâne. Da, voiau să stea în Parlament. Partidele rămân, libertatea presei rămâne, presa rămâne, nu se confiscă proprietatea, adică nu trece la stat. Ăsta era tipul de socialism pe care l-am văzut în Germania, să zicem, în anii 70. Era mai degrabă social-democrație decât comunism. Partidul Socialist în România nu era deloc înclinat pe scenarii puciste ca la Sankt Petersburg, ca la Petrograd. Da? No. A fost foarte dezamăgit, trebuie să spunem. Și acum e un episod interesant. El stă în gazdă undeva la două surori, Holzmann,
și fură niște bani de acolo. Alea pleacă de acasă și asta îl reclamă, că și-au dat seama că chiriașul lor a subtilizat banii. Erau oameni modești care aveau niște economii așa. De... Da, vreo, cred că erau vreo 2500 de lei. Nu, dar vreau să zic, nu erau bani puțini, erau, oamenii trăiau de pozi. Pe alta, l-au reclamat la poliție, poliția l-a prins, a fost arestat și l-a evadat. Interesant că acest personaj, un borfaș, este ăla care a pus bomba peste 2 ani. Formidabil, nu? Adică cum s-a transformat un om? Adică a venit în Rusia fără niciun fel de parale, fără niciun fel de acoperire organizațională, da? Pentru că el, de pildă, în acelea zile se duce la Partidul Socialist unde nimeni nu se dă vorbă cu el. Și vine cu scenariul, revoluție, Petrograd, cu tare, am fost acolo, am luptat la Odessa, cu tare, și vede că nimeni n-are urechi pentru el. Pentru că erau alt ca la pod. Era ghirea, nu? Erau toți în zona asta. Ei vreau să facă ca în Occident. Nu vreau ca în Rusia. Deși Rusia avea o mare influență și visau și ei să fie la putere, pentru că aceiași oameni, în 1918, da, în 13 decembrie, au ocupat piața Teatrului Național. Teatrul Național, vă amintesc, era la 100 de metri, 200 de metri de Palatul Regal. Au adunat acolo o masă critică, da, au început cu cuvântări cu asta, în colț acolo, azi nu mai este, era strada Sfântul Ionică în jos, era sediul Partidului Socialist. Socialiștii au ieșit la balcon cu steagul roșii, liderii partidului, și i-au încurajat pe acești oameni să protesteze, să facă scandal și să mergem, era un slogan, la palat, la palat! Foarte periculos. A venit prefectul Nicoleanu, a pus baraj de armată și au tras. Înainte să tragă, ca să fiu mai exact, a ieșit o mare încăierare în piața palatului între elementele de acest tip, provocatorii și alții care n-aveau această părere să dăm jos monarhia. Erau muncitori de la tipografie, înțeleg. Nu numai, dar tipografia care i s-a spus mai târziu, 13 decembrie, după dată, era tipografia Bazilescu, cu coanei care a făcut cartierul Bucureștii Noi. Așa. Parcul Bazilescu. Și a ieșit o cafteală întreagă, s-a tras de către, s-a dovedit despre agenți provocatori veniți din Rusia, nu populația civilă sau armata. Armata a făcuse o linie mai încolo și le-a dat din să se împrăște și nu. Și atunci au tras. Au făcut somații, 102 morți au fost. Da. N-a fost așa o jucărie. Da, au fost destul de mulți. Dar ei vreau să meargă la palat să facă revoluție, ca la Sankt Petersburg, să ia cu asalt Palatul de Iarnă. Vreau să reiteze și ceva. Da, de acolo. Doar că era o complet altă situație. Asta a fost a doua tentativă după aia de la Iași și a mai fost una în 1919, câteva luni mai târziu după acest moment, când în martie, la Budapesta, bolșevicii preiau puterea. Nu total, ca la Petrograd, în combinație cu alte partide. Și Lenin are o corespondență intensie cu Belacun, șeful Revoluției Maghiare, care e născut la noi, în Transilvania, pe la Bistrița, pe acolo, pe la Prândul Bârgăului. Avea atunci o soră la Cluj. Există o corespondență între Lenin și el în care prevedeau să treacă cu armata roșie peste România, să ajungă la Budapesta, să facă juncțiunea, să meargă în Europa. Visul lui era să răstoarne Germania. Că dacă ei spuneau că dacă Germania o bolșevizăm, am câștigat toată lumea. Da. Și foarte periculos moment pentru România. Adică, da, eram la mijloc între două... Exact. Și armata română, care s-a dovedit foarte eficientă, mai era un lucru important, dintre toate armatele care stau în Europa, era singura nedemobilizată. Deci, adică rămăseseră soldații... Rămăseseră în cazări, făceau instrucție cu tare. În momentul în care guvernul României hotărăște să lichideze regimul de la Budapesta, care tot ataca pe Nisa, pe Apuseni, tot ataca, s-a terminat. La 4 august, armata română a ocupat Budapesta. Adică era o armată serioasă. Asta ne-a ajutat, să știți, că acest moment... 1919, 4 august, i-a ajutat pe ea de la Versailles să vadă că, au nevoie de o forță regională stabilizatoare, care nu putea fi decât România. Și așa am primit și Transilvania în acte, și Bucovina, și Basarabia, adică și-au dat seama că e nevoie de o putere regională care să țină echilibru cu Rusia mare aici și foarte periculoasă, care n-au putut să o înfrângă pentru că
armatele albe de Nichi Vranghel luaseră bătaie și Rusia era curățată, era de plin bolșevizată și atunci era alternativa România. Și am avut voturi și lumea a înțeles, Regina Maria s-a dus la Paris să le explice asta, că poate tâmpiții nu înțelegeau. Clemenceau mai ales, nu ne-a dat la inimă deloc, dar deloc. Da. Să le explice ce rol ar avea o Românie puternică, stabilă, monarhică, pro-occidentală, da? Și au obținut voturile și România mare s-a făcut. Dar asta pentru că armata română și regele și regina și guvernul au înțeles exact ce au de făcut. Da, nu da, s-au bălbăit, n-au luat-o, hai să negociem cu rușii să au făcut, da, ce trebuia, făcut ce trebuia într-o, da, țară serioasă. Și asta a fost o demonstrație foarte puternică pentru Versailles, pentru aia care negocia acolo. Da, pentru că trebuie spus că nu era foarte clar, adică retrospectiv. Era, ca în toate situații, da, noi când vedem în timp, că avem impresia că lucrurile erau simple sau clare, așa cum le vedem noi azi. Nu, domnule, era un haos, era o bâlbâială, nimeni nu știa ce se va întâmpla mâine, da, și de pas cu pas se ajunge la o formulă. Dar până se ajunge la formulă, se mănâncă multă pâine. Da. Și pare, din spate, istoria pare mult mai logică decât a fost și în realitate. Și pare mai simplă, mai clară, da, mai cauză-efect. Nu exact, e așa, lucrurile nu se petrec așa. Să dăm și, e și în carte povestit, da, și episodul cu Polonia și Rusia, apropo de... În 1920, asta e în 1919, da, în 1920, și presupunerea mea, am spus și în carte, este că Goeștain era acolo pentru că se găsea în Rusia. Și după ofensiva rusească din Polonia, el vine la București și la sfârșitul grevei din 1920, octombrie, 20, da, 28 octombrie, vine la București. Dar până atunci a fost acolo pe teatru de luptă. Rușii au încercat, pentru că reușiseră să se debaraseze de armatele albe, din nefericire. Eu nu-mi dau, da, seama acum că n-au reușit să-i dea peste cap, că erau foarte slabi. Da. Bineînțeles că a fost o problemă și de între facțiunile. Da, n-a fost niciun puternic, că făceau trei hoarde de haiduși. Trebuia o armată serioasă, profesionistă, care putea să-i toace foarte repede. Vreau să vă spun un... Păi ce era o problemă să-l bombați pe marele strateg Lenin? Da. O armată serioasă îi făcea Kiseliță, dormea în Kremlin în două săptămâni. Da, din păcate au fost, 70, după aia 70 de ani, fost de, o greșeală care s-a plătit fragmentat timp de 70 de ani. Fiecare cu interesele lui și a făcut și un lucru prost, foarte prost și lipsit de minte, au terorizat populația țărănească care era baza. Deci populația țărănească era antibolșevică, pro-țaristă, vehement pro-țaristă, da, și când au venit ăștia albi și au început să-i jefuiască, bolșevicii veneau cu trenuri cu pâine, nu, că și-au scos ei pălea după aia când le luau vitele din curte. Da, milioane de țărani morți în Ucraina. Bineînțeles. Dar în momentul ăsta aveau interes să fie social vorbind aliat. Au fost mai abili cu țărănii, mai buni politicieni. Da. Îi lații, îi jefuiau, îi împușcau, adică i-au terorizat și s-au întors. Și i-au pierdut și momentul au pierdut și război. Mă întorc. În toamna anului 1920 suntem în timpul celui al doilea congres Comintern. Comintern s-a făcut în martie 1919. Internațional comunist, da, să spun. Asta este, da. Au hotărât să treacă prin Polonia în Germania, să facă revoluție în Germania, pentru că acolo erau câteva focare revoluționare. La Kiel, la Hamburg, la Berlin, la München. Și pentru a face asta trebuiau să treacă prin Polonia. Polonia era o destul de necunoscută. Fusese un teritoriu rusesc de la sfârșitul secolului 18, de ani, secolul de la sfârșitul 19, secolului 18, la a treia împărțire, până fusese rusesc, dar și ca Finlanda și câștigase independența în condițiile finalului și Republicile Baltice. Două coloane de armate bolșevice au plecat spre Polonia, una dinspre sud, pe Ucraina lui Rakovski și așa, și una dinspre Petrograd, Moscova, în partea de nord. Toată lumea a crezut că va fi un joc de copii ca să-i termine rușii pe polonești. Rușii, mă iertați, au plecat de la ideea că vor fi întâmpinați ca armata eliberatoare a proletariatului și că proletariatul cunoscut, apropo, polonez, și Ucraina, seamănă cu Ucraina perfect. Și scenariul e același. Că îi va întâmpina ca pe eliberatori, ori polonezii au văzut ca pe ocupanți, ca pe o amenințare la independența lor, abia câștigată. Da, da, da.
a libertăților de care se bucurau prima dată după 5-6 generații. Și au făcut un dispozitiv de apărare la Varșovia și cu armata abia care se născuse atunci, cu Pilsudski, care fusese și el, ca și Lenin, deportat în Siberia, militar de carieră, și a organizat un dispozitiv susținut occidental. De Gaulle a fost acolo și el, să știți. Da, da, da. Și a organizat un dispozitiv și i-a dat peste cap pe ruși. În primul rând, din cauza rezistenței poporului polonez. De ce? Pentru că rușii au calculat prost. Au zis că vor fi primiți cu flori. Și au fost primiți cu gloanțe. Și i-au pus pe fugă. Rușii au fugit până la Petrograd, să știți. Până la Moscova. Au făcut niște tratate polono-rus absolut rușinoase pentru ruși. Da, pentru da, că s-a mutat granița. Bineînțeles, nu, dar au luat o bătaie zdravă, au luat-o la fugă, pur și simplu. Da, da, au putut să facă față barajului. Da, și polonez. Chiar sunt paralele că și vesticii, ca, la fel ca acum cu Ucraina, se așteptau ca Polonia să cadă. Să cadă repede, că sunt ruși, cei mai mulți, familii mixte. Armata rusă e mai puternică decât cea poloneză. Așa se imaginau și atunci și astăzi rușii. S-a văzut că nu este așa. S-a văzut că nu este așa, e multă propagandă în toată povestea și până la urmă poporul se ridică și face un baraj. Trebuie să te bați unul la unul. Și cine câștigă este ăla care e mai tenace, mai patriot pentru că își apără pământul, casa, etc. Și rușii au luat o mare bătaie. E, în acest context, România era următoarea victimă. Pentru că ideea lui Lenin era să intre prin Polonia în Germania și prin România în Balcani, unde să facă o republică federativă, balcanică, socialistă, bolșevică. Nu s-a întâmplat așa, pentru că la Varșovia bolșevicii au pierdut frontul și au trebuit să se retragă să facă pace. Astea au fost tentative prin care noua Rusie bolșevică a încercat să dărâme România. Să dărâme regimul din România. Să dărâme monarhia constituțională, regimul parlamentar, democrația liberală, dar uite că am scăpat, au fost niște ani foarte grei, lumea nu știe, eu n-am văzut nicăieri în istorie, care am citit manuale, da, chestii, și după Revoluție, și despre această perioadă. Da. Deci, practic, am obținut o amânare de 25 de ani până la venirea comunismului în România. Exact, exact. Cam asta e ideea. Și încă n-am rezolvat. Vreți să spun prostii, să vă închidă podcastul? Nu, pe YouTube poți spune orice, ia spuneți. Da, păi spuneți, dar poate să supără niște tovarăși. Deci noi mai avem astăzi de rezolvat niște consecințe ale ocupației sovietice. Sudul Basarabiei, nu? Da. Bucovina, da, nu? Deci Bucovina este românească. Haideți să ne înțeleg. Eu nu sunt ceea ce se numește un patriot român. Nu sunt verde. Eu sunt un occidental. Dar sunt niște probleme, asta am vrut să spun, care nu s-au rezolvat încă. Unele, da, de pildă Republicile Baltice. Da? Dar practic, și-au declarat independența și-au recâștigat-o în momentul ăla fierbinte 90-91. Noi și basarabenii noștri și bucovinii noștri au stat ca niște mămăligi. Și în loc să vină atunci pe acel moment de schimbare, a fost moment ratat, cu mare deschidere, capacitatea de a regândi, de a acționa, nu și-au stat. Moldovinești, așa, ca să zic, bre, cu mămăliga și sarmalii. Bine, poate nici românii nu erau... Deci eu vă spun mai acum, bine atunci, eram foarte implicat. Eram foarte implicat în toate mișcările de atunci. La vârf eram implicat, adică prin partea opoziției. Să spunem că ați fost om politic, nu? Am fost în 90-94, am fost deputat. Dar vreau să vă spun, dacă în momentul ăla, vă dau o mutare simplă, care nu punea alte discuții pe plan european, Chișinău își declara unirea cu România, să făcea în 24 de ore, fără nicio opoziție a nimănui. Da, și nu numai Basarabia aia pe care o știm noi, și cu județele din sud. Dacă exista o acțiune politică energică a elitei politice... Și de ce n-a existat? Păi nu știm, asta e treaba istoricilor, noi nu suntem istorii, noi suntem scriitori. Adică, dar e problema Bucovinei, care de asemenea ei au stat ca morți în păpușoi. Dacă la Chișinău, exista, la Cernăuți, exista o acțiune energică a elitei românești, cum a fost în 1918? Dar mai există elita asta românească? Asta e o întrebare. Eu nu știu, vreau să vă spun ce trebuia ca în momentul respectiv să fie exploatat. Da. Nu s-a întâmplat. După aceea lucrurile au înghețat, s-au stabilizat, s-au făcut niște acorduri internaționale care nu cuprindea și problema asta. Ne-am trezit că Bucovina e înghițită de Ucraina,
care nu mai e URSS-ul care a înghițit Bucovina. Dar totuși avem un tratat semnat cu Ucraina. Păi eu ce v-am spus, că între timp s-au semnat tratate, s-a convenit că lucrurile rămân așa și că nu are nimeni voie, asta e tratatul, să schimbe granițele. Nu, pe noi chestia asta nu ne-a servit. Eu nu sunt mare iubitor de alte teritorii, că dacă aduce acum Basarabia, ne umplem cu 4 milioane jumate de săraci. Nu știu dacă și este... o parte dintre ei rusofoni. Nu, dar vreau să zic, nu știu dacă suntem în stare să susținem economic o asemenea. Dar 90 era alt moment. O parte porneam dintre ei susținem, că au cetățenie câteva sute de mii. Dar vreau să zic, porneam la drum... Diferit. Diferit. Niște țări sărace și noi și moldovenii și porneam la drum împreună. Da, cred că diferențele erau mai mici decât mult sunt acum. Mult mai mici decât sunt acum, bineînțeles. Dar e un moment și e un context care, din punct de vedere internațional, nu se mai poate. Da. Clar. Da, atunci se putea. Nu era nicio problemă. Nu mai stau legi, nu mai stau, era, cum ceea ce se numește, anul 1000. Adică... Dar nu știu, eu aveam 5 ani atunci, dar în 91 s-a pus vreodată problema asta în mod real în România? Cum a fost dezbaterea? În România s-a pus. Și în Parlament, erau deputați care erau vehemenți pe acest subiect, și în presă, eu de pildă am defilat pe Bulevardul Magherii într-o cușcă. Era o coloană de cuști în care într-o cușcă, da. În care mă aflam eu, în altă cușcă se afla Coposul, în altă cușcă se afla Băcanul. Nu cred. Băcanul. Aveți poze? Nu, da, nu da. Cred dacă păi n-am... Păi las presa timpului, că toți au scris, erau pe aliniați. Era într-o cușcă Ticu Dumitrescu. Deci noi am... S-a făcut, dar era insuficient. Aici trebuia o decizie a guvernului, a statului, a președintelui României. Da, guvernul era trebuia un pic prieten cu... Era cu rușii, sovietici, dar vreau să vă spun cum, din punct de vedere poetic, cum funcționează lucrurile, nu așa. Dar hai să ne întoarcem la Max Goldstein. Să ne întoarcem la Max Goldstein, da, la povestea lui tragică. Să spunem că este arestat în cele din urmă. A încercat să treacă din Rusia prin Odessa și Varna, Giurgiu, în România, treacă Dunărea. Erau niște barcagii plătiți, costau 1000 de lei ca să te treacă într-o parte în alta. Și a încercat să treacă podul cu o valiză cu explozibil. 15 kg de explozibil. Așa, și l-a oprit grănicerul, a încercat să-l cumpere. Culmea, un grănicer care nu a luat șpagă, că dacă lua grănicerul la șpagă, se termina, intra lejer. Și a tras asupra grănicerului, a scăpat din fericire cu viață și nici nu știa tâmpla cu el după aia, că nu avem documente. S-a dus la țară acolo și s-a surat, a făcut copii, Dumnezeu știe, ar trebui istoric să meargă pe urmele lui. Găsesc în a salvat niște vieți, practic, omul ăsta, că probabil ar fi făcut un nou atentat. Și a tras în el, grănicerul a scăpat și el a fugit spre nord și s-a pierdut în pădurea de la Călugăren, de la Neașlov, care e aproape, în apropiere acolo. A doua zi s-a făcut o potără, așa se întâmpla în momente excepționale, cu civili și cu militari, cu jandarmi, și l-au prins. Și l-au prins acolo, din fericire în viață și fără victime. Deci au tras unii între alții ca în filmele cu cowboy, dar nu s-au atins, că și acolo că se trage trei magazii de gloanțe, nu cade niciunul. A fost adus la București. Ei n-au știut pe cine l-au prins. Și la București a dat seama cine că era Ciungu. Bine, era cam Ciungu, ușor era, să-ți dai asta seama. Asta era porecla lui. Era și scump, să zicem, nu? Înțeleg. Da, foarte scump. S-a făcut o anchetă, deci suntem în momentul ăsta în 1921, sfârșit de an, înainte de Crăciun puțin. S-a făcut un proces în 1922, în dealul Spirii, acolo era tribunalul militar. Curtea marțială militară, da. Și... Clădirea mai există? Nu mai există tot cartierul. Este unde este Casa Poporului. Da. Strada Fontănerei. Probabil că ești de la Fonta. Era o fontănărie acolo. Da. Procesul a început la sfârșitul ianuarie, 26 ianuarie, mi se pare. Da. La 3 iunie, regele Ferdinand dă o amnistie pentru că se mărita fiica lui cu regele Iugoslaviei, care va muri tragic în atentatul de la Marsilia, cu Bartu, cu ministrul extern.
S-a făcut un proces și în trei au fost eliberați toți din proces, civilii, da? Da, trebuie spus că era vorba de oamenii care încercau să refacă Partidul Comunist în mai 21, da, ca spus, să te leagă... Spune imediat, vreau să mai spun ceva. Da, scuze. Ca să înțeleagă lumea contextul, că... Au fost eliberați, dar au fost eliberați numai cei care erau politici. Cei care folosiseră violența și care propovăduiau terorismul și lucrurile astea, au fost opriți și judecați în continuare. Și acum să explic de unde aceste două grupuri. Mm-hmm. În mai 1921, la sala, în strada Sfântul Ionică 5, care azi nu mai este, e spatele Palatului Regal, cum ar veni, când vii pe strada, cum se numea? Câmpineanu, așa? Mm-hmm. Acolo, imediat pe dreapta, sunt niște blocuri, dar pe spațiu verde de acolo era, era sediul Partidului Socialist, mm-hmm. unde s-au adunat să țină cu congresul. Hoțul ăsta, Dargetoianu, care era ministru de interne, a făcut în lucru un lucru pe care îl va face și generalul Jaruzelski cu Congresul 2 al Solidarności când i-a arestat pe toți. Adică i-a lăsat să voteze, să vadă cine aderă la Comintern, că așa era votul, cine aderă la condițiile, cele 21 condiții ale Cominternului, poate să fie membru al Internaționalei Comuniste. Cine nu, nu. Și e scos de acolo și putea să facă alt partid, pentru că păstra brandul, păstra sigla. Păstra brandul socialist. Și i-a arestat pe toți și apoi i-a triat cei care au votat cu Lenin, condițiile lui Lenin erau cunoscute, au fost arestați și trimis în pușcărie. Cei care nu au fost eliberați ca oricare om. Pentru siguranța noastră, însă, ținta era grupul terorist. Ei, după arestarea lui Goldstein, care a vorbit la interogatoriu, deci trebuie să vă spun că a dat multe nume, adrese, situații, a explicat cum a pus bomba, cu cine, cine au fost complici, a povestit toată. Eu am acasă declarația lui la acest prim interogatoriu și aș spune că a fost chiar vorbăreț, fără să fie informator al siguranței, nici n-a rămas așa, dar cred că a considerat, poate i s-a spus și de la din Rusia, să fie colaboratori, adică să comunice, să nu... Că ăia oricum știu toți și oricum trimit alții. Deci cam asta era logica și nu vreau să piardă multă cadre. Adică ei sperau că să fie eliberați și... Bun. Și au stat închiși. Dosarul a fost foarte clar instrumentat. Dacă vă interesează, vă pun la dispoziție dosarul procesului. Câte mii de pagini are? Așa, pentru că sunt procese 250, verbale, da. Interogatorii, erau la 250 declarații. De pagini doar actul de acuzare, înțeleg. Da, da, exact. Nu, dar sunt toate documentele. Deci, care, apropo, să spunem... Nu numai unele. Deci sunt toate documentele. Orice, dacă aveți, au dat cu adeverință, s-au cerut, sau au fost niște cazuri, de pildă, Alexandru Dobogeanu Gherea s-a dat bolnav. Și-au chemat doctorii, era maică-sa acolo, nevasta lui Gherea, care s-a murit. Dobrogeanu Gherea a murit în mai 1920. Și mama lui trăia, deci suntem la 2 ani distanță, și făcea un zgomot acolo și era mama patetică, știți? Adică da, care se lamenta că... Era sus la balcon și făcea tot timpul scandal, vocifera în timpul ședințelor. Serios? Făcea scandal la propriu? Da, trebuie să vă spun că era complicat cu această familie, că era din elita românescă. Era foarte bine văzută. Aveau vilă la Predeal, la Sinaia. Deci erau oameni cu stare. Nu erau niște... Gherea fusese un cârciumar foarte bogat. Avea cârciumă mare la Ploiești. Deci erau oameni știftați. Dar nu numai ei. În boxă se aflau mulți oameni cu stare. Mulți boieri. Boieri de adevăratele. Erau unii care nu erau acolo și se dau boieri, dar nu erau boieri. De pildă, familia Lahovari nu e boieri, paleologul nu este. Deci ei s-au făcut așa prin asimilare, au venit, au cumpărat terenuri, s-au căsătorit aici, dar nu... Nu aveau titlu. Nu aveau, da. Nu aveau, nimeni n-avea, dar avem totuși, să zic așa, boieri autentici. De pildă, familia Bibescu, Brâncoveanu, care nu a apucat să se mixeze cu fanarioții greci și turci, erau care vindeau pământeni, ca să sarailii. Băiatul lui Caragiale, Mateiu, uh-huh. și care își dădea aere aristocrație, tasul îl șutuia și spunea, da. Vezi că ai semn pe frunte de la bunică tu care căra tăvile de plăcinte. Adică... Da. Apropo de originea... Exact. Nu, dar... Gherea era un om cu stare, era un evreu rus venit aici, a făcut avere, a muncit, era foarte muncitor. A fost și în elita intelectuală, stânga
democratică, nu suferea bolșevismul, trebuie să vă spun că nu suferea pe Lenin. Avea și dispute mari cu Rakovski din cauza asta, deși Rakovski nu era un leninist, el s-a făcut acolo din oportunism, el era cu Trotski. În sfârșit, povestea altă dată. Da, merită să pun subiect, un episod. Nu, dar în gașca asta era Max Goldstein. Asta da. Trebuie să vă spun că Max Goldstein a fost garda de corp al lui Rakovski. Sunt depoziții în presă și în procesele care au fost după aia, în care Max Goldstein apare cu o pușcoace așa în spatele lui Rakovski și era omul de mână foarte. Deci sunt poze cu ei așa. Și articole, amintiri, poze, nu știu dacă am văzut o poză cu Rakovski și cu Max Goldstein, dar sunt depoziții. Uh-huh. Le-ați găsit în carte. Nu povestesc, eu le-am luat din presa timpului pentru că erau procese. Și acolo apăreau mărturiile cu tare. Să mai vă spun un lucru de pildă. Era mâna dreaptă a lui Rakovski, era Mihai Gheorghiu Bujor. Mihai Gheorghiu Bujor era boier, iar mama lui, bunica lui Lucrețiu Pătrășcanu, adică Pătrășcanu era boier ca și taică său. Da, erau baron de aia de austriaci. Cum deveneai director de școală, deci nu erau numai proletarii din fabrică. Aș spune că ăia nu erau deloc. Când Lenin își face primul guvern, trebuia să spună și un muncitor ca să poată să zică guvernul muncitorilor și țăranilor. Și l-au găsit pe Tomski, care era amantul lui Alexandra Kolontai, dar n-avea nicio treabă cu el. Era activist de ăsta clandestin care lipea afișe, ducea afișe în scandal. Deci este un clișeu pe care l-au folosit clasa muncitoare, Partidul Comunist. Da, de cine fapt, conduce societatea? Muncitorimea, nu? Da. Și nu era niciun muncitor pentru ei. Deci cam asta era logica. Încă mă întorc. Tentativele de a răsturna regim au eșuat, ăsta e primul punct. Cei care ar fi putut să facă lucrul ăsta au fost arestați la Congresul din dealul Spirii. Și au fost judecați pentru terorism. Trebuie să spunem lucrul ăsta. Ei au fost băgați într-un proces separat. Ei n-au fost eliberați la 3 iunie. N-au primit amnistia. N-au primit amnistia și procesul lor a continuat. S-a lăsat cam golit la prima parte a procesului, era ca la meci. Lumea venea, Madame Dobrogeanu Gherea și dădea spectacol. Da. Leșina pe acolo. Adică erau niște... Sau a fost adusă... Cum o chema, domnule? Leșinată, a fost adusă la proces pe targă. Pe targă, dar direct. Astea erau comandate de la Comintern, erau învățați cum să facă. Da, era un spectacol de propagandă. Era un spectacol de propagandă, exact, ați spus foarte bine. Și procesul a continuat, Max Goldstein a fost condamnat pe viață, nu exista pedeapsa cu moartea și e bine că nu exista. Asta arăta că România era o țară civilizată. Civilizată. Deci, practic, pedeapsa cu moartea a fost reintrodusă de comuniști. Da. Cred că de Antonescu, dar trebuie văzut, pentru că de pildă pe Filimon Sârbu, un activist comunist, l-am pușcat. Probabil că era numai în condiții de stare de excepțională, care era posibil, în momentul ăla când începuse războiul cu Rusia. Da. Trebuie să ne facem lecții, dar asta nu ne-am făcut-o. Când ai reintrodus pedeapsa cu moartea și în ce decret, în ce dată, asta trebuie știut. Cum nu mi-amintesc eu exact când s-au desfințat bordelul în România, cred că la 3 august 1949. Atunci s-a dat în decret, da. Da, acum ar trebui să le reintroducă. Eu sunt de acord cu asta. Deci comuniștii le-au interzis în 49. În 49, cred că în 3 august. Dar trebuie verificat. Memoria mea nu mai funcționează așa de bine. Poate n-a funcționat bine niciodată, de fapt. Ei au rămas în dealul Spirii și au fost toți condamnați. Cred că au fost și vreo 5 sentințe de achitare. Au fost condamnați la pedepse grele, iar Max Goldstein, că el ne interesează, a fost dus la Doftana pentru 20 de ani. Aici cu cine se întâlnește? Se întâlnește cu Mihai Dinu Gheorghiu, adjunctul lui Rakovski, care fusese prins, trimis din Rusia cu bani, cu acte, cu toate, să facă revoluție. E restul lumii, știți unde l-au arestat? Nemachiat, nimic, fără acte false, într-o cârciumă ținută de doi francezi în pasajul Villa Cross. Da, da, da. Mânca un curcan. Nu, dar ce? Nu, povestești în carte că asta l-au prins la 8. Că el povestește... Dar vreau, un ziarist veni să le... Dar ce clandestinitate e asta, domne, când tu te duci... Lângă poliția, trebuie să spunem, fix lângă sediul poliției. Nu, dar
ce clandestinare când tu te duci într-o cârciumă din centru unde te vede toată lumea, deja poza ta a apărut în ziare, că era un om... Da, era un om celebru. Și înainte de război i-a apărea, că era mare lider socialist și tu te duci, te dai clandestin și actele cu urmărirea lui erau peste tot. Adică poza lui cu urmăriți, cum știu ce. Amatorism. Ce era în capul lor? Nu, dar ce era în capul? Ori te ascunzi, ori ești la față. Duci o politică tradițională. Cu meeting-uri, cu întâlniri, cu ședințe, cu presă. Da, nu părea foarte profesionist. El nu știa cu ce se ocupă, de fapt, și nu știa exact ce statut are. Că el fusese la Odessa, unde făcuse multe, el confiscase flota. Confiscase flota, iar de pe flota românească, da, aveam o flotă, nu ca acum. Acum avem numai în Parlament, când se ceartă ăștia. Și a furat flota, le-a dat-o bolșevicilor și de pe vase a furat veselă, bani, tot ce s-a găsit. Pentru asta a fost judecat, pentru asta a fost condamnat. Și a fost condamnat și pentru textele pe care le-a scris, în care îndemna la revoluție, îndemna la arestarea și uciderea familiei regale, a politicienilor de vârf, adică avea... Și am publicat în carte, sunt textele, ca să nu creadă lumea că, așa cum au spus comuniștii, că aveam un regim dictatorial. Nu, dacă eu scriu ce astăzi așa ceva împotriva regimului de la București, bine... Da, nu, e presa bine era... Seriu, Helvig, mă știu eu, cine acasă și îmi zice, ia poftiți cu noi, ca să vedeți, dau niște explicații. Deci nu poți să faci așa ceva. Da, una e critica pe care o faci unei instituții, unui ministru, oricui, și alta este să contezi sistemul. Nu sistemul, că noi contestăm sistemul, că e mafiot. Dar vreau să zic, cu alta e să instituțiile, da, și statului, bine, una principiile e lui. Una e să-l contești într-un mod, să-i spunem, non-violent, și alta e să-l instigi la omorârea elitelor. Și să pui bombe, nu? Să pui bombe, da. Și să ameninți cu revoluția. Și ai posibilitatea să o faci. Adică ai oameni înarmați ca să treci prutul, da? Deci una e una, alta e alta. Și a fost condamnat pe viață. Și aici se întâmplă. Și când ăsta, Goldstein, este dus la Doftana, îl găsește acolo. Între ei va fi o rivalitate. Erau, să zic așa, deținuții cei mai glorioși. Vedetele, da? Și aici e interesant, Mihai Gheorgheu Bujor rezistă bine, era un om interiorizat, îi trecuseră fumurile, este la un moment dat o scenă în carte pe care eu am povestit-o, relatată de Argetoianu, care află într-un context că îl caută Mihai Gheorgheu Bujor și care îi cere să-l vadă. Argetoianu era ministru, nu era fitecine, era unul dintre puternici oameni în România în momentul ăla. Argetoianu acceptă. Iar Bujor îi spune să-l ierte pentru toate alea, n-a vrut, n-a înțeles cu tare și că ar vrea să devină civil, un om normal. Evident că Argetoianu nu poate să-i propună așa ceva, pentru că el avea uriașe probleme cu justiția. Nu putea să se substituie Argetoianu justiției. Și așa s-a și întâmplat. A ajuns pe mâna justiției, a venit în țară, așa a zis. Asta era la Odessa când da, nu, dar vreau să zic cam ce era în capul lui. Da, 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 da. Deci cu mintea asta... El vine la București ca să ce? Când el era... Da, era și dezertor, să spunem. Era ofițer. Da. Era dezertor, da. Adică era clar că nu... E bine că era atât de tâmpit că l-au arestat, căci dacă era un adevărat clandestin, da. Punea și el niște bombe, mai făcea niște nenorociri. A fost o mămăligă, l-au arestat imediat. Ăsta cred că a fost un noroc. La câteva zile l-au arestat. A venit și s-a dus acolo, în centru București, în Buric, să-l vadă lumea. Nu ești tu când ți-e foame, probabil asta este, a fost ideea. Nu, să-l vadă lumea, nu să zică eu sunt viitorul dictator al României, cum spunea adesea. Eu sunt viitorul. Și Cristescu, când l-au arestat pe Cristescu, la un moment dat le-a spus, hai să vezi că noi luăm puterea. În 5 ani eu sunt dictatorul României. În 5 ani tu o să fii la pușcărie și eu o să fiu... Asta a spus Oșmil Marcovici, un alt eroi care a murit la Doftana în 40, când a căzut. Deci, care aparent avea avut... niște legături cu Ceaușescu sau? Da, erau homosexuali, să mai întâlneau până câte o celulă așa și să vă distrau. Dar vreau să spun, nu știu ce era în capul lor, că puteau de pildă să se ducă acolo unde știa că toată lumea îl cunoaște și toată lumea știa că e urmărit și că e ăla. Da. Avea proces intentat, apăreau articole kilometrice în presă. Aveam presă pe vremea aia, să știți. Nu mai avem? S-au întâlnit la Doftana, Mihai Gheorgheu Bujor reacționează, să zic, rezistă la tratamentul de la Doftana. Izolare, ce înseamnă o pușcărie? Celulă, i-avea voie o oră să iasă pe-n curte să plimbă.
Max Goldstein nu. Este continuu furios, frustrat, face scandaluri, jignește gardieni, iese la perestruica celulei și îi jignește, atacă, îi provoacă. Face greva foamei în două rânduri. Prima dată, după 30 ceva de zile, nu mă țin minte exact, renunță. A doua oară face din nou, în 1925, și nu mai renunță. Face grevă. În fiecare zi, administrația, conform legii, vine în celula lui să-l convingă să renunțe, în frunte cu doctorul și directorul închisorii, îl roagă să renunțe. El are niște revendicări, să zic așa, dar care nu corespundeau cu sentința pe care o avea. Dar nu era de capul lui să facă altceva. Voia un tratament mai bun decât îi permitea legea, legea atunci. Legea spunea foarte clar ce înseamnă muncă silnică pe viață. Deci nu era, nu putea să iei. Eu pot să vă spun că mai târziu și povestește într-un interviu Ion Gheorghe Maurer, și eu știu de la Câmpina, când mergeam acolo să scriu la un moment dat, și în care doftaniștii erau până oraș. Toată lumea recunoștea. Adică avea o zeghe pe el, poate o haină mai punea, așa, și mă duceau la cârciumi. Dar toată lumea știa, nu erau, se obișnuiseră cu ei, nu făceau niciun rău. Erau comuniști cu tare, dar li se dădea drumul. Era foarte permisivă administrația. Asta în anii 30, sfârșitul anilor 30. Ăsta, cum îl cheamă, Ion Gheorghe Maurer, povestește într-o carte cu Lavinia Betea, cum s-a dus el la Doftana să se întâlnească cu Gheorghiu Dej imediat după cutremur. Din 40. În 40, da. 10 noiembrie 40, cred. Și merg în oraș, mănâncă, discută multe lucruri, două zile stă acolo și chiar îi spune să fugă, să evadeze, că a venit să-l ia, să-l ducă undeva. Și Gheorghiu Dej a refuzat. Pentru că acolo era sigur, nu se putea întâmpla nimic, în timp ce în oraș nu se știe. Putea să moară din facțiunile, din luptele fracționiste din partid. Putea să-l aresteze siguranța numai unei provocări. Putea să se întâmple orice cu el, în timp ce la Doftana sau într-o închisoare burgheză. Da, existau riscuri mai mici. Nu, dar era sigur. Da, avea un anumit regim, avea prestigiu. Să nu uităm că era șeful rețelor comuniste din închisorile românești. Era cel mai puternic personaj din aceste închisori. Ce rost avea să ducă ca un nei, ca nimeni, să se ascunde undeva într-o casă, într-o mahala din București. Nu i-a comenit și n-a fugit. Dar și pentru asta arată că regimul se relaxase în închisoare. Și acum mă întorc. Cei doi au reacționat temperamental vorbind în maniere opuse, unul foarte violent și unul liniștit, calm, acceptând regimul închisorii și regretând. Eu cred că această atitudine se baza pe faptul că el regreta ce făcuse. Și a dat seama că mersese în contrasensul istoriei, că tovarășii lui dispăruseră, chiar Rakovski, prietenul lui, în 40, va fi asasinat la Orel în Rusia. Avusese proces în 38, fusese condamnat pe viață și... Marea teroare, a fost și el o victimă. Da, a fost, da. El era cel mai bun prieten al lui Trotski. Asta era cu Rakovski. Trotski a fost de altfel în România, v-am spus, în timpul războiului balcanic, a fost corespondent de presă la București și urmărea... Și moșiata lui Rakovski, știți Mangalia. Ce s-a întâmplat cu ea? Nimic, a trecut la CAP după război și acum nu știu. Mi-ar plăcea să mă duc acolo, dacă mai există vreun graș ceva. Da, da, da. Sau în arhivele din Mangalia, ce documente ori fi? Pentru că pot să vă spun, am cercetat în arhive, am vrut să citesc drumul lui Rakovski în România când a venit să-l viziteze pe Rakovski. Nu e niciun document. Ce înseamnă asta? Când în 60-61, când rușii s-au retras, au luat documentele, sigur. Mă întorc. Deci, Gheorghiu n-a făcut greva foamei, a acceptat regimul care i s-a asigurat, ceea ce n-a făcut Max Goldstein. N-a făcut greva foamei, a protestat, a făcut scandalul peste scandaluri, normal că erau și anumite pedepse prevăzute de lege, nu credem că cineva s-a răzbunat pe el. Trebuia regulamentul aplicat. Oricum, situația lui s-a înrăutățit pe zi ce trece. În 1925 face greva foamei, după 57 de zile renunță, dar după două zile moare, pentru că organismul era uzat. Deci n-a putut doctorul închisorii și ceilalți care au venit pe lângă el, că au fost mai mulți doctori, să-l readucă. Nu s-a mai putut și a murit. A fost momentul
declanșării unei campanii de propagandă de la Comintern, Agitprop, la secția de propagandă, în toată Europa, am văzut presă și din Occident care scriau despre victima Maș Gojdan și Panaiti Stratica, era mare moșevic pe vremea aia, la Bruxelles, la un mare meeting de solidaritate cu victimele terorii burgheze din România. Da, 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 era o întreagă, și era ziarul din România, Facla se chema, nu? Era Facla, dar vreau să vă spun, trebuie să vedeți broșura scrisă de comuniști, dar prefațată de George Costaforu. Ar trebui să o vede. Da. Eu vă pun la dispoziție, dacă sunteți amator de istorie, că este ceva odios, ceva de neimaginat. Da. Era contracost, bineînțeles. Facla, de asemenea, era plătit de la Moscova. Au mai fost ziare de-astea cu bani de afară. De pildă, la un moment dat apărea Lumea Românească al lui Zaharia Stancu, care era scos ciudat de SSI și de Comintern. Deci avea două surse, ca dumneavoastră cu Biden și Putin. Deci, da, eu da, și eu da. La fel. E tradiție. E o tradiție românească pe care o continuați. Da, da, de la unii iau ruble, de la unii iau dolari. Da, problema și faceți că hedging, așa se cheamă, că una crește, rubla una scade. Rubla nu are nicio valoare, dar dolarul merge. Da, dolarul da, crește. Și va merge tot timpul. Da. Dar cred că ei au un moment foarte bun și care va ține. Așa că Maș Gojdan a murit după o grevă a foamei, la 10 octombrie 1925. Tragic. Eu am și scris aici. L-am dat anumit impresia că m-am dat cu el, știi? Adică da, da, din simpatie da, da. Pentru moartea da, chiar are un destin, pentru personajul tragic, la... tragic care a fost. Da. Eu am și spus în carte. N-a avut nicio șansă. Evreu, deci o marginalitate. Sărac, a doua marginalitate. Neșcolarizat, a treia marginalitate. Deci n-a putut în niciun fel să se insereze, să se integreze. El ți-ar fi putut să fie negustor. Să facă comerț. Da. Și n-a putut. S-a dus la liceu comercial și după 2 ani a trebuit să retragă pentru că nu avea resurse. După aia a venit haosul din Rusia și s-a dus la Odessa, unde nici el nu știa de capul lui ce se întâmplă acolo. Nu știa ce se întâmplă. A luat drumul care a rămas fără mână. A luat acest destin de anarhist. El nu era bolșevic. El și spunea tare, eu sunt anarhist. Îi admira pe anarhiști. El nu știa carte. Dar mai cita câteodată, mai zicea cuvântul Ravașol. Ravașol a fost primul anarhist care a pus o bombă la Camera Deputaților la Paris. La Paris. Ghilotinat, dacă nu mă înșel. Da, da. Nu era un om școlit, era un om care n-avea meserie, nu știa să facă nimic. Avea 4 clase, dacă nu mă înșel. Două clase. Cred că 2 cu 2 ar trebui văzut cum le calculăm, că avea 2 de la Bârlad și a făcut și 2 la București. N-a avut nicio șansă. A fost un personaj tragic, prins în angrenajul istoric al acestei epoci, dar cred că și dacă nu era Revoluția și războiul, tot asta se întâmpla cu el. Că de la naștere era un marginal, era exclus, un exclus. Probabil că nu s-ar fi încadrat nicăieri. Nicăieri, niciodată. Nici în societatea comunistă. Și atunci normal că el aderă la ceea ce s-a numit, ce înțelegea el, că nu înțelegea, că nu era, nu știa carte deloc, nu, un anarhist. Ce e anarhist? Ăla care contestă toate, orice autoritate, da? El și-a imaginat că el e asta. Și în momentul când spune anarhist, el are impresia că și-a găsit o identitate, că da, e cineva. Și-a găsit că... un scop în nu, viață. Identitate, da, că da. Nu era nimic. Adică da. S-a băgat într-un mare grup internațional care avea o anumită imagine și a zis, eu sunt ăsta. Da. Da. Dar un personaj tragic. Eu și am... un instrument al comuniștilor, cumva. S-au folosit de el cât le-a folosit, dar el dând atâtea declarații că nu e bolșevic, ci anarhist, ei nu prea l-au folosit. Când, în 1924, în vară, a făcut o scrisoare de aderare la bolșevism în sensul că a spus că ei au avut dreptate. Da? Și a fost integrat în rețeaua comunistă din Doftana și avea niște avantaje. Primea ajutoare. Pentru că ajutorul roșu strângea bani, alimente, haine pentru deținuții comuniști, ceea ce alte grupuri n-aveau. Primea asistență juridică. Dacă avea proces, prezenta imediat un avocat acolo plătit de partid. Putea să se bucure și chiar s-a bucurat de campanii de presă în toată Europa, plătite de Agitprop, de Comintern. Toate avantajele astea l-au atras să facă această scrisoare de adeziune. Dar eu nu cred că în sufletul lui... credea asta. Nu, el rămăsese un anarhist. Adică omul actelor individuale, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc. Da. Deci, dacă vreți să aflați mai multe detalii despre
toată povestea, vă recomandăm cartea, care e plină de... Povestea unui terorist apărută la editura Omnium, condusă de Stejerel Olaru, istoric și el. Istoric și... Să mai spunem un lucru, n-o să dezvolt în toată povestea, dar e o poveste demnă de Dostoievski în carte legată de furt, un furt, două surori, erau o poveste de dragoste. Erau niște personaje vii, niște oameni obișnuiți. Da. Din păcate, cu această amprentă de contestație radicale care puteau să ducă la crimă, la violență și chiar ar fi vrut să răstoarnă regimul din România, nu erau niște glumeți. Da, ar fi avut ceva foarte material. Foarte periculoși, erau... extrem de periculos. Ar fi avut ceva material Dostoievski de scris un roman din povestea lor. De ce nu scrie un român un roman? Că n-are geniul lui Dostoievski, nu? Poate, nu știu. Să vă dau și un exemplu american în contrapartidă acum, nu? Vă rog. Cine ar scrie în America în asemenea carte? Nu-mi dau seama. Complicat. Da. Bine, păi, din nou, cartea o recomandăm. Vă mulțumesc mult, domnule Stelian Tănase. Și eu vă mulțumesc de invitație. Și poate pe data viitoare, ca să zic așa. La următoarea carte. Eu sunt harnic cu cărțile. În noiembrie scot un roman care se numește Negustorul de Antichități. Un singur lucru interesant acum despre carte, că 3 ani de zile am fost anticar tocmai ca să învăț cum funcționează această lume care e foarte închisă. Nu cred. V-ați deschis un anticariat. Nu, m-am dus la târgurile unde se vindeau vechituri și am vândut. Am avut stand, am adus marfă. Eu sunt un colecționar, trebuie să vă spun. Și ați avut succes? Adică ați făcut și profit? Da. Deci asta e soluția de viitor. Pentru scriitor, da. Pentru scriitor, că nu? Nu au drepturi de autor, n-au venituri, nu o duc foarte rău. M-a întrebat cineva, mi-a venit să vă spun asta, i-am spus și domnului Olaru înainte. Acum 2 zile am avut o discuție cu un tânăr, student la filologie, și care îmi spunea că ar vrea să facă scriitor. Și eu am spus, nu, în niciun caz. I-am zis, dacă vrei să fii sărac, să te chinui cu banii de leafă, cu întreținerea, cu asta, e cea mai proastă opțiune pe care poți să o iei în România astăzi. Deci nu e nicio șansă. Nu, dar chiar nu e. Adică nu e o butadă. Chiar trebuie să-i facă o meserie, să-și facă un pot ca să vândă computere, programe, softuri, să se facă contabil la o firmă. Deci lucruri care produc ceva, medic, avocat, astea sunt meserii concrete, care poți să vezi că iese ceva din mâna ta. Cine are nevoie de cărțile noastre? Eu zic că nimeni. E o lume mai tristă fără cărți. Exact.